Suntem în săptămâna mare, iar anul acesta, în contextul pandemiei de coronavirus, fiecare dintre noi va aștepta învierea acasă pentru că nu avem voie să mergem la biserică. Slujbele se oficiază, dar fără enoriași chiar și în mediul rural, acolo unde oamenii au înțeles că nu mai pot merge să ia lumina sfântă. Tradițiile acestei săptămâni sunt liniștea și reculegerea, postul și iertarea între oameni. Numită și săptămâna neagră, conform tradiției, se lucrează de luni și până joi. În lunea din săptămâna mare se scoate totul din casă, la erisit, se repară și se văruiesc casele, iar mobilierul se spală și se repară. Curțile se mătură, se scot gunoaiele, gardurile se repară. Șant turile se curăță de nemol și se face curat la animale. Totul trebuie să strălucească de curățenie. Muncile la câmp sunt permise doar până miercuri inclusiv. În joia mare se vopsesc ouăle despre care se spune că au puteri miraculoase și se prepară cele mai importante copturi pascale, pasca și cozonaci. În această zi nu este bine să dormi la amiază, pentru că somnul va atrage lenea pentru tot anul și nu vei fi capabil să duci nicio treabă la bun sfârșit. Vinerea mare mare, numită și vinerea patimilor, este ziua în care Isus a fost răstignit și a murit pe cruce. Seara se mergea la biserică la slujba de pomenire a patimilor Domnului. Se ține post negru, nu se gătește, nu se face foc, nu se fac copturi, nu se taie animale și nu se face nicio muncă în gospodărie. Sâmbăta mare este cea la capătul căreia are loc în Este ultima zi de post și se încheie pregătirile pentru sărbătoarea Paștelui. De asemenea, este ziua când se prepară Mâncărurile tradiționale, borșul, drobul și friptura de miel. Noaptea, în mod normal, se mergea la biserică pentru a lua lumină. Duminică este ziua luminată când toți creștinii sărbătoresc cu bucurie învierea Domnului.